Încredere în timp de dificultate. În Habacuc, capitolul 3 cu versetele 17 și 18, găsim scris: căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Copiii lui Dumnezeu se pot bucura în toate lucrurile și în orice moment. Când vin necazurile și dificultățile, puteți să vă bucurați crezând în providența înțeleaptă a lui Dumnezeu. Nu trebuie să așteptați zborul fericit al sentimentelor, ci, prin credință, puteți pune mâna pe făgăduințe și să înălțați un imn de mulțumire lui Dumnezeu. Noi ar trebui să agățăm în sala memoriei imagini sacre cu vederi cu Isus, cu lecțiile adevărului său, cu dezvăluiri ale farmecului său fără egal. Dacă sala memoriei ar fi astfel mobilată, nu ne-am privit soarta ca fiind intolerabilă, nu am vorbit despre defectele altora. Sufletele noastre ar fi pline de Isus și de dragostea Lui. Nu am dorit să dictăm Domnului calea pe care ar trebui să conducă, ci l-am iubit pe Dumnezeu în mod suprem, iar pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Când bucuria Domnului este în suflet, nu vei putea să o reprimi. Vei dori să le spui și altora despre comoara pe care ai găsit-o. Vei vorbi despre Isus și farmecul lui fără egal. Noi ar trebui să ne dedicăm lui cu totul. Mintea noastră ar trebui să fie educată să se oprească asupra acelor lucruri care îl slăvesc pe Dumnezeu. Dacă puterile noastre mentale sunt dedicate lui Dumnezeu, talentele noastre se vor îmbunătăți și vom avea capacități tot mai multe pe care să le redăm stăpânului. Noi vom deveni canale de lumină către alți oameni. Putem să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu și cu Mântuitorul nostru. Când vom fi conectați cu Dumnezeu, vom fi cu toții lumină în Domnul, pentru că în El nu este deloc întuneric. Pe măsură ce învățăm despre Hristos, vom înțelege cum să ne păstrăm puterea spirituală. Ne vom hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu și vom avea experiența binecuvântată descrisă de apostol în aceste cuvinte. 1 Petru 1:8. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să îl vedeți și vă bucurați cu o bucurie nespusă și plină de slavă. Amin. Amin.